Amenajarea primului patinoar în aer liber din Râmnicu Sărat a început ieri. Proprietate a unei firme din Bacău, acesta este amplasat în piațeta din spatele primăriei. Muncitorii lucrează pentru a crea suprafața de gheață, care va avea 30 de metri lungime și 17 metri lățime. Patinoarul va fi deschis luni și va funcționa zilnic. Amatorii de mișcare în aer liber sunt așteptați să vină să-și petreacă timpul liber pe gheață, mai ales că accesul va fi gratuit. Ideea ne-a venit observând că foarte mulți râmniceni, mai ales copii și tineri, merg în localitățile învecinate Buzău și Focșani, unde există astfel de patinoare, pentru a-și exersa abilitățile pe această zonă sportivă. Patinoarul va funcționa timp de o lună și un pic. Accesul grupurilor organizate este gratuit. Pentru cei care nu au patine și doresc acces individual, există posibilitatea închirierii unor astfel de patine de la centru de închiriere care va fi în proximitatea patinoarului. Oamenii sunt încântați de inițiativa autorităților și abia așteaptă ca patinoarul să fie deschis. Este o inițiativă foarte bună, în special pentru copii, și este necesar așa ceva. Mi se pare o idee bună, având în vedere că pentru tineri la noi în oraș nu se fac prea multe lucruri și atâta timp cât, adică dacă s-ar face un patinoar, sunt sigură că ar fi mulți copii care ar veni. Autoritățile speră că un număr cât mai mare de cetățeni să vină la patinoar să se distreze și să se relaxeze pe gheață.